Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul Remus Ștefurac, director în Scope Research. Bună ziua și bună bine ați venit din nou găsit în studioul nostru. Ați dat publicității la sfârșitul lunii trecute un sondaj de opinie la comanda Pro-România. Da. Cifre discutate de toate partidele. Da. Cifre discutate, sigur, cumva confirmată și parțial confirmată și de alte cercetări. Noi credem sigur în studiile noastre. De la momentul acela am mai finalizat o cercetare sociologică care, mă rog, e oarecum în liniile celei anterioare, în sensul în care Partidul Național Liberal se situează în continuare la un procent de 38%, Partidul Social Democrat în jur de 24%, Alianța USR Plus în jur de 13%. Mai mult, cu 3% mai mult, față și de... putem să discutăm pe acest aspect. Partidul Pro-România își confirmă acea creștere în jur de 9,5%. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România în jur de 5%, restul partidelor fiind sub pragul de 5% necesar pentru accederea în Parlament. Întrebarea, evident, vizând intenția de vot pentru alegerile parlamentare. USR Plus, am văzut în penultimul sondaj 10% formațiunea, astăzi spuneți 13%. Cărui fapt credeți că se datorează această creștere de 3%? În sondajele putem, chestiunea asta, o creștere e oarecum relativă, pentru că dacă ne uităm la datele noastre ale InScope Research în ultimele luni, să spunem, Alianța USR Plus a variat, a oscilat aproape permanent în intervalul 13-15%. Prin urmare, cumva atipic a fost acel 10%. Sigur, noi am încercat să dăm mai multe explicații. Una, sigur, putând fiind una contextuală, atunci datele le-am cules exact începând cu data de 15 mai, când a fost și, relaxarea, marea relaxare, și atunci, sigur că atunci când culegi datele într-un context emoțional foarte intens, ele mai pot varia uneori surprinzător. Dar totuși un procent mic, 10% pentru două adevărat, formațiuni la acel moment. Ar trebui să analizăm datele în ansamblul lor, să ne uităm pe o plajă mai extinsă de timp, astfel încât să evităm riscul de a interpreta date sociologice concentrată pe un anumit moment, influențat poate de ceea ce se întâmplă cu intensitate emoțională mare în societate la un anumit moment. Deci, cred că Alianța USR Plus în acest moment e rezonabil să presupunem din toate datele agregate, nu doar o singură poză, variază undeva între 13-14%, mai puțin, evident, semnificativ mai puțin decât scorul impresionant pe care l-a avut Alianța la alegerile europarlamentare din urmă, cu un an, practic, da, anul exact trecut. Chiar luna aceasta se împlinește un an. Și, sigur, sunt mai multe explicații. În primul rând, vorbim de acest bazin al votanților de dreapta, care fluctuează tot timpul. Dacă ne uităm din nou la alegerile europarlamentare, Partidul Național Liberal avea atunci 27%, Uniunea Salvați România și Alianța USR Plus avea în jur de 22%. Deci cumulat, să spunem, un 49%, cred că nu mă înșeală matematică. Deci au plecat către PNL. Practic e o migrație ce s-a întâmplat în acest an. Sigur, Partidul Național Liberal s-a întărit, a ajuns la guvernare. Candidatul Partidului Național Liberal, președintele Klaus Iohannis, și-a reconfirmat mandatul printr-un scor zdrobitor la alegerile prezidențiale. Iar simplu, în același timp, candidatul Uniunii Salvați România a pierdut finala prezidențială într-un mod oarecum neașteptat, având în vedere candidatul cu care s-a confruntat, mă rog, adversarul respectiv, Viorica Dăncilă. Prin urmare, într-adevăr, un transfer de votanți dintr-o zonă în alta, pentru că e la fel, bazinul, dacă vă uitați cu atenție, e cam același. Dacă analizăm sondajele de acum, un 38 cu 13-14% ne duce tot în acolo zona 40-50% votanți de dreapta
ai celor două partide. E pur și simplu o migrație în acest bazin al votanților de dreapta și, evident, ei se vor poziționa în funcție de cât de convingătoare sunt partidele. În acest moment, Partidul Național Liberal, repet, a reușit să aibă un ascendent evident, fiind un partid aflat la guvernare, având o garnitură mai extinsă, poate, de lideri și fiind partidul care a dat și de președintele țării. Interesantă mi se pare și poziționarea Pro-România, da? Un partid nou înființat de Victor Ponta, 10% da, în sondaje. E foarte interesantă. Chiar mi se pare puțin mai interesantă evoluția Pro-România decât evoluția, să spunem, alianței USR Plus din mai multe motive. Ei au, la alegerile europarlamentare, dacă e să luăm acest reper, au avut în jur de 6%. Un scor bun pentru un partid nou, fără îndoială, dar totuși 6%. După alegerile europarlamentare și sigur candidând, având o echipă interesantă cu doi foști prim-ministri, cu un fost comisar european, Corina Crețu, domnul Tudose, domnul Ponta, deci o listă și puternică și reușim să obțin aceste rezultate. După alegerile europarlamentare, dacă vă aduceți aminte, Pro-România a intrat într-o perioadă un pic mai confuză, care a culminat cu plecări spectaculoase, conflicte spectaculoase, cel puțin dacă e să vorbim de cel dintre cei doi foști premieri, liderul Pro-România, Victor Ponta și domnul Tudose, domnul Mihai Tudose. După aceste conflicte, Pro-România a scăzut destul de puternic, lucru pe care l-am remarcat și noi în sondajele noastre. Însă, ulterior, cel puțin se pare că această perioadă de epidemie, pandemie, izolare le-a prins cumva bine și bun, pot fi mai multe explicații. Una, sigur, e legată și de acest bazin despre care am tot vorbit al stângii, în cazul Pro-România, sigur, bazinul votanților de centru stânga, unde se află și Partidul Social Democrat, dar o altă explicație ține și de cât de activ și credibil au fost pentru acea parte a electoratului liderii politici. În acest caz, Victor Ponta a fost extrem și în continuare îl vedem tot timpul pe toate canalele, emițând mesaje, criticând, preluând, purtând vocea opoziției, făcând acest lucru și neavând foarte multe voci credibile ale opoziției, evident că Pro-România are de câștigat. Dacă ne uităm în clasamentul încrederii liderilor politici, Victor Ponta se află foarte sus, scor aproape dublu decât al oricărui alt lider PSD, cu excepția Gabrielei Firea. Prin urmare, este un partid mic, într-adevăr, dar cu un lider care are tracțiune, acționează ca o locomotivă și, repet, pentru acest bazin al votanților de centru stânga, mesajul lor este credibil, convingător și așa se explică această creștere importantă a Pro-România. Practic, dacă ne raportăm la scorul pe care l-a obținut la alegerile europarlamentare, în cazul Pro-România vorbim de o creștere în jur de 50%, practic. O creștere foarte mare. O creștere foarte mare pentru un partid mic care a trecut, repet, prin aceste convulsii care l-a duseseră la un moment dat în jurul procentului de 5% și chiar sub 5%. Deci Pro-România ia votanți de la PSD. Cu siguranță. În România, sigur, avem mai multe bazine, dar cele două mari bazine sunt cele de centru dreapta, centru stânga. Tot ceea ce înseamnă, sigur, nu intrăm în detaliile conceptelor de centru dreapta, centru stânga, uneori la noi sunt destul de amestecate, dar ca să simplificăm puțin discuția, e un transfer, e ca în principiu acela al vaselor comunicante, punem apa într-un vase care comunică, evident, dacă luăm dintr-o parte, se va duce în partea cealaltă. Deci automat. O creștere a Pro-România duce start da. la o scădere a PSD. Exact. Putem vedea în viitorul apropiat o scădere a PSD și o creștere a Pro-România. Depinde foarte mult de, cred că am și scris un editorial pentru acest subiect mai larg pentru PS News, în sensul următor. Eu cred, și aceasta e părerea mea, alegerile și cele locale și cele parlamentare vor fi câștigate în primul rând în funcție de capacitatea fiecărui partid de a propune lideri credibili, oameni noi,
de a demonstra că oamenii pe care îi propun pentru a ne conduce destinele merită într-adevăr acest lucru. Prin urmare, dacă chiar și PSD, cu toate problemele prin care a trecut și cu toate dificultățile prin care trece și în prezent, dacă PSD va reuși rapid o reformă a resursei sale umane, poate să obțină un scor surprinzător. Dacă nu va reuși acest lucru și va reuși poate pro-România, un partid nou atrăgând și ceva oameni noi, evident că va putea obține un scor mai mare și să putem vedea chiar de ce nu un raport de 1-2 între PSD și pro-România sau poate chiar și mai spectaculos. Cred că va depinde foarte mult de capacitatea încă o dată fiecărui partid de a promova în contextul acestor alegeri, deci rapid, de a selecta resursă umană capabilă, resursă umană competentă, resursă umană credibilă și resursă umană nouă. Valabil și pentru Partidul Național Liberal, care poate confirma în alegeri acest scor care se situează între 35 și 40% sau din potrivă poate coborâ dacă nu va veni și cu oameni încă o dată noi, credibili, competenți și capabili să convingă electoratul. Aceeași chestiune, evident, e valabilă și în cazul Alianței USR+. La fel de interesantă mi se pare și această poziționare a ALDE și PMP. Cele două partide sunt sub pragul de 5%. Practic, nu intră în Parlament. Eu nu cred că ALDE va intra în Parlament și cred că nici nu vor candida ca o formațiune de sine stătătoare. Deja se vorbește de o alianță electorală cu Partidul Un partid care iată a fost la guvernare alături de PSD. Da, dar nu mai are resurse de unde să... Și Călin Popescu-Tăriceanu nu mai are capacitatea și credibilitatea pentru a tracta o formațiune de acest tip. Și dovadă ne putem aminti de rezultatele ALDE la alegerile europarlamentare, exact, care au fost total sub așteptările, conducerii acestui partid. În ceea ce privește PMP, PMP are o relație destul de capricioasă cu sondajele de opinie, să spunem așa, în sensul în care de fiecare dată când l-am măsurat și în mod constant am făcut acest lucru, PMP cumva a superperformat în sondajele de opinie și nu doar în sondajele INSCOP, ci și în sondajele altor case. La alegeri cumva a reușit la limită și vă aduceți aminte de fiecare dată la limită și la alegerile europarlamentare și la alegerile parlamentare să treacă cu o zecimală, două zecimale. Nu știm dacă va fi cazul și acum. Una dintre explicații este legată de faptul că PMP beneficiază de un aport important de votanți din diaspora, din Republica Moldova în principal. Eugen Tomac provine practic din Republica Moldova. Domnul Traian Băsescu are în continuare, se bucură de o popularitate ridicată în Republica Moldova, dar nu numai, chiar și în unele țări occidentale, Spania, Italia, unde fostul președinte mai păstrează ceva atracție. Și sigur, în momentul în care atragi din diaspora 20-30 de mii de voturi, acestea în economia unui partid mic vor conta dacă îți vor aduce acele zecimale care să îți permite să crești de la 4,8 la 5,2 și să intri în Parlament. Deci e posibil, este la posibil, PMP să avem surprize. Dacă în cazul ALDE sunt ferm convins că e imposibil pentru acest partid, cel puțin în acest context, să treacă pragul parlamentar de unul singur, în cazul PMP exprim și eu un dubiu legat de experiența măsuritorilor anterioare comparativ cu rezultatele acestui partid. Dacă cele două partide nu vor intra în Parlament, mă refer aici la PMP și ALDE, va duce acest lucru la dispariția lor de pe scena politică, credeți, după alegeri? Cred că va fi destul de dificil pentru orice partid care nu este în Parlament să supraviețuiască, ne oferind până la urmă o perspectivă. Traian Băsescu până la urmă este la finalul carierei sale, este cel mai important lider al acestui partid. Nu cred că își mai propune într-o perspectivă, să spunem, de 5-7 ani o carieră politică. Prin urmare, neintrând în Parlament, mi-e greu să identific vectori care ar putea să stimuleze o renaștere sau funcționare a acestui partid într-un context non-parlamentar. Valabil, evident, și în cazul ALDE. Revin la sondajul dumneavoastră de la sfârșitul lunii mai. Aproape 79 dintre respondenți au declarat că economia României va fi afectată în mare sau foarte mare măsură de epidemie de coronavirus. Este un procent foarte mare,
Da, într-adevăr, e un procent foarte mare, într-un fel și real. Este o îngrijorare foarte mare. Sigur, până la urmă și toate autoritățile, toate entitățile politice, non-politice, analiști politici, media, formatori de opinie, patroni, patronate, sindicate vorbesc despre impactul economic și nu doar că vorbesc, impactul economic este resimțit direct de categorii importante ale populației, numai dacă ne gândim la faptul că în jur de 1 milion de cetățeni s-au aflat în șomaj tehnic, numai dacă ne gândim la faptul că comenzile pentru multe industrii s-au redus și nu mă refer doar la sectorul Horeca, și poate unul dintre cele mai puternic afectate, dar industria auto, de exemplu. Noi avem o componentă importantă aici cu toate cele două mari companii prezente pe piața românească plus elementele de componente. Deci, da, e o îngrijorare firească, legitimă, normală, nu e deloc surprinzătoare această cifră și, de asemenea, ea se corelează foarte bine cu așteptările cetățenilor cu privire la măsuri pe care ar trebui să le ia autoritățile și ele sunt în două categorii mari, le-am măsurat în mod repetat în această perioadă, chiar în mai multe sondaje de opinie, și anume un sprijin puternic, în jur de 90% pentru investiții ale statului, investiții publice în sectoare importante pentru necesarea relansării economiei, precum domeniul energetic, domeniul infrastructurii esențial din toate punctele de vedere, nu doar infrastructură rutieră, vorbim și de infrastructură feroviară, vorbim și de alte tipuri de infrastructuri critice foarte importante, domeniul sănătății. Deci un sprijin masiv al populației pentru investiții publice și de asemenea un sprijin masiv al populației pentru măsuri ale statului de sprijin a marilor investiții private. Pentru că în următoarea perioadă va fi o bătălie formidabilă pentru resurse, pentru bani. Banii vor fi tot mai rari și tot mai scumpi. Prin urmare, noi dacă avem oportunitatea de a convinge investitori privați să investească resursele pe care le au, deci nu cele publice, ci banilor privați în proiecte de investiții, în proiecte de dezvoltare în România, fie că sunt în domeniul energetic, eu știu, celebrul zăcăminte de gază de la Marea Neagră, fie că sunt în alte domenii, sănătate, dacă statul poate și, evident, cetățenii, exact asta solicită, un sprijin al statului, măsuri de sprijin, de încurajare a acestor investiții care pot genera dezvoltare pe orizontală, creare de locuri de muncă și, evident, limitarea efectelor economice negative ale epidemiei. Găsim aceste cifre și în sondajul despre care spuneați, cel mai nou sondaj, o confirmare a faptului că românii sunt îngrijorați pentru practic starea economiei? În ultimele două luni, cred că am publicat 3 sondaje de opinie care confirmă aceste lucruri. Deci vă confirm că da, practic așteptările sunt în continuare, inclusiv în ultimele cercetări, exact în această direcție, confirmate, clare și cu cifre foarte mari. Adică vorbim de 80-90% din populație care așteaptă investiții publice și sprijin pentru investiții private în vederea relansării economice. Dincolo de tema resursei umane a partidelor politice, cred că acel partid care va veni cu un program foarte credibil de relansare a economiei va avea șanse mai mari pentru a câștiga alegerile parlamentare. Aș vrea să discutăm puțin și despre situația din America, acolo unde am văzut că sunt proteste, iată, de 2 săptămâni, cred că atât au trecut, după moartea lui George Floyd. Da. Cât de mult? Suntem în an electoral, da? Un an foarte important și pentru Donald Trump, președintele Americii, care trebuie să-și reconfirme poziția. Cât de importante sunt aceste proteste? Îl ajută sau, din contră, îl împiedică să obțină un nou mandat? Bun, aici întrebarea dumneavoastră atinge probleme destul de complexe. În Statele Unite asistăm, sigur, și la o bătălie culturală foarte dură și situația arată în felul următor. Dacă până la izbucnirea epidemiei Donald Trump era favorit pentru câștigarea alegerilor prezidențiale, după izbucnirea epidemiei și impactul economic al acesteia, plus gestiunea un pic mai
mai dificilă a crizei sanitare de către administrația americană, Donald Trump a început să piardă puncte. Ulterior a intervenit o altă problemă, o altă lebădă neagră, ca să spunem așa, adică un eveniment neprevăzut, aceste proteste, care până la un punct, dacă sunt pașnice, evident că nu îl pot ajuta pe președintele în funcție. Însă în momentul în care multe dintre aceste proteste au devenit extrem de violente, în momentul în care au început să vizeze mici afaceri, să spunem, să genereze distrugeri, acte de vandalism. Vedeam chiar ieri, de exemplu, grupuri de cetățeni cu o viziune ceva mai extremistă care au vandalizat statuii ale celebrului explorator Cristofor Columb, motivând că după descoperirea Americii, sigur, populația amerindiană a fost practic decimată, ceea ce este o realitate pe care trebuie să o cunoaștem, dar nu cred că putem judeca istoria cu valorile noastre din prezent, pentru că atunci ar însemna să distrugem și piramidele, că au fost construite și cu sprijinul sclavilor, să distrugem și Marele Zid Chinezesc, e absurd. Aceste excese, aceste gesturi uneori teatrale, aceste răbufniri de agresivitate, îi fac un bine lui Donald Trump. Pentru că, practic, cumva, exact cei care se opun lui Donald Trump, dar generează asemenea excese, nu fac decât să-i bage în buzunar niște voturi într-un mod gratuit. Îl ajută din ce motiv? Marea majoritate, tăcută, oamenii echilibrați. Sigur, baza lui Donald Trump se va ralia în jurul lui, nu poate accepta așa ceva, dar, de asemenea, oamenii echilibrați care văd actele de vandalism vor începe să-l considere pe Donald Trump drept actorul rațional În această poveste și, evident, s-ar putea să ne trezim din nou cu o surpriză. Dacă protestele vor rămâne într-o zonă, vor reveni într-o zonă calmă, așezată, evident că îi va fi destul de dificil actualului președinte să-și mențină mandat. Din păcate, nu ne mai permite timpul. Am fi avut foarte multe de discutat, cel puțin pe acest subiect, dar vă lansez invitația de a participa, de ce nu, la un nou interviu pe CNS. Mulțumesc frumos pentru invitație!